Și Vuete, seria. Foarte bine plachează acolo jucătorul cu numărul 6, Alex Mitu. Mingea este în posesia Stelei, însă a fost cea mai bună pasă, este avantaj pentru CSM. Bătrunt foarte bine cu aceste acțiuni individuale ale liniei întâi, cei de la CSM, Tudor Tonghia și Popovic. Foarte bună această fază, o minge care se îndreaptă spre numărul 12, Bopeanu, și este primul eseu, minutul 5 al acestui. Pahiua din Tonga, este 7-0, are în fața echipei din Baia Mare, 18-16, și este lovitură de pedeapsă, transfer. Și primele 3 puncte ale Stelei, minutul 16. Avantaj terminat. Lama este cel care degajează, avantaj terminat, l-am auzit pe Vlad Iordechescu, minge recepționată de Ionuț Dumitru și Steaua pornește din nou la atac. Iată-l cu numărul 12 pe centru, Ionel Cazan. Eliberează bine Iuraș Diaconescu pentru eseria. Se apără bine CSM Olimpia în aceste momente. S-a agățat Sobota acolo de un adversar. Și este lovitură de pedeapsă pentru Steaua. Nu au eliberat zona, cei de la CSM se bate repede, încercând să profite de această mini degringoladă din defensiva CSM-ului. O mici scăpată însă în spate. Steaua, un nou atac. Cred că este al treilea în ultimele minute. Încearcă cu disperare echipa lui CSM pentru să marcheze un eseu. Transformat, a regalat situația pe tabela de marcaj. Acțiune frumoasă, să vedem dacă va reuși să se descurce, să se descurce Ionuț Dumitru și este său pentru Steaua. Minutul 28. Este stângat, să nu uităm. Excelent, excelent. 10-10, minutul 20. Amănunt foarte, foarte important. Să-l vedem pe Faiua, care a ratat o lovitură de pedeapsă, nu și de această dată. Foarte, foarte bună Stelei. Declarațiile de dinainte acestei partide au acoperire. Este 13-13 în acest moment. Direcție bună și este 16-13.